Tot mai mulți tineri aleg să muncească în abatoarele din Germania, atrași de salariile mari, dar și de condițiile mai bune de muncă. Alții sunt îndemnați să plece peste hotare din cauza lipsei locurilor de muncă din țară. Sorin are 22 de ani și este de fel din Iași. El spune că în România muncea în construcții, însă a fost atras de salariul mult mai mare de peste hotare. Ce făceai în România înainte să pleci în Germania? Lucram. Ca ce ai lucrat? De șantier. De șantier. N-aveai practic nicio tangență cu domeniul ăsta. No. Când ai venit, s-a părut totul nou. Da. Cum a fost în momentul în care ai ajuns în Germania? Nu se fi, da, mi s-a părut puțin. Eu nu știam despre ce e vorba, nu doar auzisem, dar m-am obișnuit. Ți-a fost greu să te obișnuiești? Ai beneficiat de sprijin din partea colegilor, a șefilor? Da, din partea colegilor, a șefilor. A fost bine. A fost bine. Cu ei, te-ai reușit să te acomodezi destul de repede. De cât de câți ani ești aici? De 2 ani și jumătate, probabil. Sunt persoane care pleacă din prima lună acasă. Aia e mai greu. Aia e mai greu, prima lună, acomodarea. După aia, că rezici prima lună, după aia mai... Sorin a ales să meargă în Germania la îndemnul unui prieten care lucra deja de ceva timp acolo. Ai beneficiat de tot ceea ce ți s-a spus în țară înainte să pleci? Când ai ajuns aici, totul s-a ținut așa pas cu pas? N-ai întâmpinat probleme? Adică, din punct de vedere al cazării, al colegilor cu care o să stai, al facilităților pe care... Da, că eu știam de când am venit, că eu am venit cu un prieten și știam deja cum ești. Și a fost totul așa cum ți s-a spus? Da. Ce ai aici? De ce beneficiezi din partea angajatorului? Ai ceva gratuit ca să poți să mai pui un ban deoparte din ce câștigi? Chiria. Chiria e gratuită. Da. În mod normal, dacă ai fi plătit-o, cât ar fi trebuit să dai din salariu? 200 de euro. Da. Banii ăștia poți să-i primiți acasă, familiei. Da, da. Ești singur aici sau mai ești pe altcineva? Fratele. Fratele tău. Da.